Compania taiwaneză TSMC este puțin cunoscută, dar produsele ei sunt vitale pentru economia mondială. Ei produc chipurile esențiale pentru dispozitivele electronice. Președintele Biden ar da miliarde de dolari pentru ca TSMC să-și extindă producția și în Statele Unite. Mai multe despre acest subiect îți spune Balazs Barabas, editor al FNews. Odată cu începutul pandemiei COVID, știm bine că atunci a început să fie folosit masiv home office. Toată lumea și-a cumpărat sau a vrut să-și cumpere dispozitive electronice, tablete, smartphone-uri, laptopuri și așa mai departe, ceea ce a necesitat o creștere bruscă a producției de chipuri, ceea ce practic a îngenunchiat această industrie. Nu sunt foarte mulți producători de chipuri în lume. Unul dintre aceștia, practic cel mai mare, este TSMC din Taiwan, dar și ei au fost obligați să limiteze livrările de chipuri. Acest lucru, bineînțeles, a creat mari probleme în Statele Unite, care se bazează foarte puternic pe aceste chipuri. Industria, tehnologia IT este foarte bine dezvoltată în Statele Unite. Mulți au nevoie, mulți producători de, cum spuneam, dispozitive electronice necesită aceste chipuri și, practic, Biden și Statele Unite și-au dat seama în această perioadă că nu se mai pot expune încă o dată unei asemenea situații. Deci toate acestea se întâmplau în 2021. În 2022 Biden a adoptat o strategie de producție locală a chipurilor. Această strategie prevede un buget de 230 de miliarde de dolari.